Un avion care a decolat de la Iași a fost întors din drum odată ce a ajuns deasupra Ucrainei după un incident aviatic. Ce s-a întâmplat acolo, de fapt, ne spune colegul meu, Paul Ciurar. Paul, bună ziua! Cursa de Billund, care a plecat de la 6:20, a avut un eveniment de tipul bird strike la decolare. După o consultare, probabil, cu echipa tehnică de la a companiei aeriene, s-a luat decizia că această aeronavă să aterizeze înapoi la aeroportul Iași pentru verificări tehnice. Această aeronavă a plecat după o întârziere de 3 ore și 40 de minute și a ajuns cu bine la destinație.